Vă salut! Am ajuns la proiectul Casa Vecinului să facem razele din polistiren. Am improvizat un sistem de tăiat cu nichelină. Am pus la un aparat mai vechi, un aparat de sudură. Nichelina a fost de la început pentru 3 kW. Între 2,5 și 3 kW. Aceasta este nichelina. Aceasta merge să legați două rigle pe capete și să puneți două fire. Puteți să le introduceți în priză. Distanțat, el nu o să facă scurt, o să se înroșească. Ca aici. Deci aceasta este calculată ca să nu facă scurt circuit, să se întrerupă. Dacă puneți doar o jumătate de metru sau un metru, da, și băgați direct în priză fără un aparat de sudură sau un transformator calculat pentru cu să aibă și variator, nu se poate. Puteți să faceți cu un variator de lumină la 220. Eu procedez în felul acesta, cu un aparat de sudură, mi-a fost la îndemână, nu am mai stat să mai cumpăr variator și toate cele. Deci dintr-un pachet ne ies 10 bucăți, asta înseamnă un metru în înălțime. Fac în felul acesta. Am brasat ca să putem să tăiem cu nichelină și să scoatem două bucăți. Apoi le putem tăia direct după șablon. Puteam să tai și un pachet întreg, dar trebuia să fac un alt sistem cu un variator să încălzesc nichelina mai mult. O să le tăiem așa pe toate, apoi le punem direct la după șablon, să le tăiem exteriorul. Nichelina când taie, ea se și răcește și o să fac curse sus-jos ca să putem să înaintăm mult mai ușor. Ca să tăiem un pachet întreg, era și mai riscant. Un milimetru, dacă nu era 90 de grade, ajungeam la partea de sus să fie un centimetru. Așa că cel mai indicat este să facem bucată cu bucată. După ce am tăiat exteriorul, mai trebuie să mai fac încă 10 bucăți. Nu mi-am dat seama. O să încep să fac interiorul. Am schimbat distanța de la nichelină către interiorul axului. Deci am schimbat nichelina, era la exterior,
acum am pus-o cu 10 cm mai în interior și încep să avem semne și 3 puncte unde se va bloca exteriorul la polistiren. Avem șablonul care o să-l punem peste polistiren, peste rază și o să tăiem capetele. Așa am obținut izolația noastră pentru stâlpul rotund. Nu putem să le facem chiar repede, dar cu răbdare putem să terminăm toate piesele și așa să scăpăm și de această izolație pentru stâlpi. Acesta este un rest. Am vrut ca să fac la banzig, dar scoate foarte mult praf și de aceea am optat pentru nichelină. De fapt, acesta este cel mai bun sistem cu nichelină. Mai avem 6 baxuri, o să le fac și pe acestea
Și știu că mi-a luat o zi întreagă să fac izolația la cei doi stâlpi. Eu sunt foarte mulțumit. O să continui să fac lucrul acesta până când termin tot polistirenul. Acum o să merg să duc aceste bucăți ca să le putem prinde pe stâlp și o să mă întorc să fac chiară și restul. Aici avem segmenții pentru stâlp. Deja verișorul Mihai a început să pună bucățile. Eu le fac și el le poziționează. Apoi o să punem spumă între ele. Zidim la fel ca cărămida. Dăm cu adeziv pe perete, pe stâlp și apoi se fixează. Apoi o să băgăm pe stânga și dreapta, o să băgăm spumă. Am ieșit mai ieftin cu 300 de lei față de izolația pentru stâlpi de 40. Dar noi, având în vedere că avem stâlpii pe o altă dimensiune, nu se găsesc decât pe stâlpi de 300 sau 400. Și era cu o grosime de 5 cm. Noi am făcut șabloane și am făcut pe ce avem noi nevoie. Am uitat să vă arăt că pe soclu am pus polistiren strudat de 5. De jur împrejur la toată casa. Polistiren strudat așa. Are o amprentă pentru adeziv. Acum mai avem pe partea aceasta să dăm dibluri și să punem plasa cu adezivul. Aici deja s-a terminat. Aici verișorul Mihai, meseriaș, mai are bucata aceasta și apoi să începem pe față. Aici mai trebuie să pună plasa. A dat adezivul și punem plasa. Mai rămân doar glafurile din față. Sunt 6 ferestre mari de 2 metri pe 2 metri care o să le facem cu vitraliu. Proprietarul mi-a spus că vrea ca să-i înghit în tencuială și apoi în izolație tocurile, să rămână doar sticla. Iar sticla o să facem la exterior și la interior, 20 de centimetri împrejur la sticlă până în toc. O să punem folie colorată și bandă de plumb. Facem un vitraliu fake, nu din mai multe bucăți. Verișorul Mihai a început să dea cu adeziv pe stâlp. Apoi o să aplicăm polistirenul. Acum o să începem să
fixăm. Așa, împinge-l și pe față. Așa, gata. E bine. Ia mai pun și pe alea două. Se pune foarte ușor. Nu este nevoie să-i mai dăm dibluri, îl prinde și plasa. Adezivul este foarte bun. Așa o să facem până terminăm tot stâlpul. Nu am specificat de ce am luat acest aparat să-l folosesc. Acest aparat nu l-am mai folosit de mai bine de 10 ani. Este un aparat foarte ieftin. A fost undeva la 200 de lei. Dar l-am folosit ca să tăiem cu nichelină, pentru că este pe tole, este fabricat cu tole din metal. Cele noi sunt pe diode. Și am spus cât mai merge să folosim acest aparat. Acesta pleacă de la zero și putem să dăm noi ampera, pe când celelalte aparate care le am pleacă de la 24 de amperi, nu pleacă de la 0 și trebuie să pun nichelină mai lungă. O să încerc să fac și cu un variator electric, variator întrerupător, dar acolo o să fie electricitate la capete, aici nu avem. Face arcul acesta, dar nu curentează nici acesta, doar se încălzește, și nici masa nu curentează. Am făcut acest polistiren, sunt pe două rânduri, se face multă dezordine. Acesta este polistirenul care a rămas. Putem să scoatem doar două bucăți dintr-o placă. Nu știu dacă este aceasta placă. O să scot din altă placă să vă arăt cum. Mai avem aceste plăci. Apoi trebuie să facem curățenie. O să începem să facem mobilă de bucătărie. O să mai fac 2-3 treceri să vedeți cum funcționează. Am băgat și 3 holșuruburi ca să se înfigă placa în holșuruburi, să nu mai stau eu cu mâna să apăs ca să se schimbe și unghiul. Plăcile sunt tăiate. Plăcile le-am tăiat dinainte. Și acum o să scoatem o rază de aici, o rază din partea cealaltă. O să dau să încălzească, să nu mai umblu la variatorul
la amperaj, o să dau eu nichelina mai în față, adică mai scurtă. Și atunci încălzește mai mult. Se scurtează. Am două repere. Am introdus polistirenul în poșuruburi și începem să tăiem. Să vă arăt ce a ieșit dușa și mai avem să tăiem o dată la interior. Acum o punem din partea aceasta. Este un sistem foarte simplu. Vedeți că sunt făcute numai cu scânduri din șantier, scânduri de la cofraje. Am avut o măsuță, dar merge pusă și pe o capră din lemn. Noi așa numim suporții, aceea îi numim capre. Sau pe un alt suport din lemn. Nu neapărat pe o masă. Nu neapărat o masă asemănătoare. Tăieturile sunt curate. Și din aceste bucăți nu mai putem să mai scoatem nimic, din această bucată. Am scos două, am făcut economie cât s-a putut. Am încercat să tai și invers, raze mai multe, să avem mai multe îmbinări, dar ieșeau patru, mai puțin, patru bucăți, mai puțin decât intră în aceste două raze. Mai avem două raze de tăiat. Am tăiat încă 21 de bucăți, adică 210 cm, 2 metri și 10. Avem așa. O să mai tai una să vă arăt. Am doi opritori în lateral și centru. Dacă puneam și al treilea opritor, se introduce polistirenul mai greu. O să pun acum în această poziție
Deci avem razele de polistiren, razele din polistiren, în felul acesta. Acesta este șablonul care l-am demontat. Era câte două, erau două raze. Este murdar și de mortar. Fiind acest șablon cu care am tras, la fel îl punem, îl punem pe polistirenul care l-am tăiat. Am făcut și unghiul care avem nevoie să se taie polistirenul și vata ca să se îmbine bine, să nu depășească polistirenul sau vata peste. Și le tăiem, tăiem colțurile după șablon. La michelină. Și așa am obținut raza care acum doar aplicăm material pe stâlp și se aplică la fel ca o cărămidă. Mai avem să mai facem tăieturile la interior, cum am făcut la aceasta, pentru stâlpul de la terasă. Avem acestea de făcut pentru 4 metri și jumătate și aceste două, acestea 21 de bucăți. Ca să terminăm stâlpul central. Stâlpul din centru s-a terminat de placat. Acum este sâmbătă seară, luni dimineață o să se pună plasă și să terminăm să-l acoperim și apoi începem să facem vitraliile, apoi punem și polistirenul împrejurul la sticlă. Am terminat de tăiat și izolația pentru acest stâlp. Este deja ora 5:30. Izolația vine în felul acesta, este puțin mai lungă decât jumătate de cerc, trece de jumătate și avem același unghi. Punem prima dată una pe o parte, una pe alta, cum am făcut de exemplu această bucată. O să punem în ball box. Sunt poziționate fără adeziv. Lipsează destul de bine. Am lăsat doar 5 mm. Una vine întreagă, una vine un colț, iarăși una întreagă, iarăși un colț, cum am făcut aici. Și în partea aceasta la fel. Ele vin foarte bine. Apoi dacă rămâne vreun grad, avem o gletieră, un raz care rașchetăm toate surplusurile. Să formăm și glaful aici. Vă mulțumesc pentru vizionare și până data viitoare, numai bine!